În târgurile din centrele municipiilor, meșterii artizani au venit cu oferte speciale de ziua îndrăgostiților, de la articole vestimentare, bijuterii și decorațiuni, până la tot soiul de produse lucrate manual. Toate sunt expuse pe tarabe pentru cei care vor să facă un cadou deosebit persoanei iubite. Ca idee, mie asta îmi place foarte mult, nu știu de ce, Este agitație mare în târgurile din centrul vechi al orașului Satu Mare. Numeroși meșteri au venit cu produse unice și diversificate pentru a satisface toate gusturile. Astăzi avem inimioare, am avut mai multe lalele, dar foarte trecut bine că au trecut. Avem fețe de mese, mărțișoare, tot tricotate sau brodate. Cei mai mulți și-au așteptat mușterii cu produse alimentare speciale, cu vestitul suc de mere și cu vinurile aromate de pe meleaguri sătmărene care au stat la loc de cinste pe tarabe. Siropul, gemul naturale, cu zahăr, fără zahăr, magiune de pune, fructe deshidratate, suc de mere. Și cum e Valentine's Day, producătorii au adus și oferte inedite pentru îndrăgostiți. Avem pachetele de trandafiri care conțin în interior cutiile praline de ciocolată, macarons, prăjiturele, trandafiri, mai avem din marțipan. Cumpărătorii recunosc că nu au ratat nicio tarabă și au cumpărat din toate câte puțin. Unele produse vor ajunge cadouri pentru cei dragi. Am găsit și cadouri pentru Valentine's Day și sucuri pentru nepoțele. Un târg pentru producătorii sătmăreni. Mi-ar plăcea să fie mai des, sincer. Este o inițiativă ok. Bănuiesc că e nevoie de așa ceva, mai ales în timpul ăsta al pandemiei. Târgul produselor sătmărene este organizat an de an de primărie, iar doritorii se pot bucura de el doar în acest weekend.